găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Doar în Direct. Nu uitați de rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, acolo ne puteți găsi la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția noastră și în atenția dumneavoastră, cu siguranță, în aceste zile, este tot ceea ce ține până la urmă de alegeri. Alegerile locale, alegerile europarlamentare, prezidențiale, parlamentare, însă pe ele ne vom canaliza atenția puțin mai târziu în acest an. Acum, marea bătălie, să spunem, este pentru cele două runde de alegeri. În județul Hunedoara, deja tot mai mulți primari migrează de la un partid la altul, în special cei de la Partidul Național Liberal au ales de data aceasta să se transfere către socialdemocrați. Cel mai recent transfer, iată, este la Petroșani, acolo unde primarul în funcție, Tiberiu Iacobriții, a decis să se alăture echipei Partidului Socialdemocrat. O veste bombă, dacă putem spune, pentru că puțini cred că se așteptau la această știre, la această veste să vină, pentru că, să nu uităm, în Valea Jiului, Iacobriții era singurul primar liberal, în rest toți ceilalți sunt socialdemocrați. Dacă vor mai fi și alte transferuri până la alegeri, rămâne de văzut. Discutăm astăzi despre acest subiect. Vom discuta, bineînțeles, și ce se mai întâmplă la București, acolo unde ne place nouă să spunem că se dă ora exactă, și invitatul meu de astăzi este domnul Ilie Toma, deputat din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, sărbuna doamnelor, bună ziua domnilor, mulțumesc pentru invitație! Sunt multe de discutat, de dezbătut. Încercăm astăzi să atingem mai multe subiecte, să discutăm puțin și despre noua lege a salarizării, să mai vedem cum stau lucrurile și în ceea ce privește pensiile, pentru că dacă tot avem aici un expert în acest domeniu, un platou... Nu expert, un fost lucrător, cred modest că, prin cred că aveți, definiție. Pe bune, acum, cel mai serios mod, da, domeniu. Am ceva de spus în acest domeniu, dar vă rog să mă credeți, cei mai experți și meseriași sunt colegii care lucrează efectiv pe pensie, executanții, nu sunt directorii caselor de pensii. Cu toată responsabilitatea vă spun și le mulțumesc și pentru colaborare și felicit cum duc în continuare activitatea, pentru că un specialist în calculul pensiilor, în... Așa cum ați numit dumneavoastră, expert în pensii, se formează în 5, 6, 7 ani. Oare eu am plecat de vreo, se împlinesc 8 ani mâine, poi mâine de acolo? E totuși o perioadă de timp considerabilă. De câți ani ne cunoaștem, mi se pare că a trecut mult mai puțin de atât. Și mie mi se pare că anii trec foarte repede, primăverile se succed mult mai repede decât am vrea noi, am vrea să rămână mult mai mult primăvara și celelalte anotimpuri să se succedă mai greu, dar asta e viața, o luăm așa cum este, darul de la Dumnezeu. Dar este nevoie ca acei experți, să spunem, este nevoie în întotdeauna să existe, să aibă să fie... un lider bun și un lider care știe. Ei, acolo totuși este rolul acel este rolul managementului și a managerului respectiv, să știe să conecteze toate energiile, cum spunem noi aici, în tărâmul frumos, știți cum spuneau despre tărâmul bine. Dacilor istorici, tărâmul frumos. Aici oamenii unde își îmbracă sufletul în credință, cred și susțin că este cea mai bună vindecare a unui suflet să ți-l îmbraci în credință. Ei, aici am pus accent mai mult pe ceea ce v-am spus întotdeauna, pe apropierea față de omul de rând. De aici pleacă totul. Deci tu ca manager, este evident că trebuie să știi legea pensiilor, este evident că trebuie să știi cum se calculează, cum se obțin acele date, cum se întocmesc dosarele, cum se elaborează deciziile de pensie. E normal că dacă te duci acolo și nu știi nimic, te iau toți la, la 11 metri, cum corect se spune mai popular. Ei, dar rolul cel mai mare nu este să fii tu cel mai meseriaș în pensii până la ultima virgulă, ci să știi să conectezi toate energiile, să meargă în aceeași direcție și să obțină performanțe. Asta e. Și asta se face cu sufletul, încă o dată vă spun. Și le mulțumesc colegilor, eu am găsit acolo un mediu propice. Aveau și dânsii divergențe de opinie, aveau lupte de orgolii ca în orice colectiv, dar i-am rugat, suntem cu toții credincioși, indiferent de ce natură veți fi, ortodoxi, catolici, reformați, exact, indiferent în câte biserici sunteți împărțiți, vă rog mult,
în clipa asta tragem toți la aceeași căruță și m-au înțeles și le mulțumesc încă o dată. Până la urmă despre asta este vorba în orice domeniu de activitate, să avem oameni capabili, oameni care să își cunoască foarte bine profesia pe care ei o au. O să discutăm și astăzi. Și să vrea să o facă cu pasiune și să vină cu plăcere la serviciu. Păi asta trebuie să vină cumva la pachet. Că dacă eu spun simți că cel mai important capabil, este lasă pe să altul care poate. Dacă să vii cu oarecare tragere de inimă la serviciu, să nu te gândești, vai, mâine trebuie să mă duc la serviciu, sub nicio formă. Să-ți placă, pentru acolo petreci, cred că, mai mult decât petreci în familie. Eu așa consider și așa am trăit. Cam așa anumite este perioade în de timp. Multe domenii deci de activitate. Deci de aici pleacă, da, totul. Avem noutăți și în pensie, avem și în salarizare, avem și în investiții, avem ceea ce vă spune. Dumneavoastră ne întrebați și noi vă stăm la dispoziție. Discutăm și despre aceste subiecte, dar haideți să ne întoarcem la cea mai fierbinte știre. Asta politică. Vă place dumneavoastră cel mai mult. Știrile astea politice, toate bombele. Importante și bombele, bobârnacele politice. Nu le dăm noi, tot politicienii între și mă veți întreba cu siguranță despre primarii liberali care au trecut la Partidul Social Democrat. Îmi pune o întrebare singur, nu? Și trebuie să răspund. Dacă eu mă retrag. Nu, cu mare plăcere. Lumez. Vă apreciez profesionalismul și aveți toată stima mea din punctul ăsta de vedere. Vă mulțumim. Cum spuneam, până mai ieri erau 5 primari liberali din județul Hunedoara care au ales să plece din PNL și să se alăture echipei PSD. De ieri, iată că mai avem un lider important, fost lider important al Partidului Național Liberal, Tiberiu Iacobriții. Tiberiu Iacobriții, care primarul municipiului Petroșani, a decis să se alăture PSD Hunedoara. Doamna Petronela Tămaș, nimeni nu se aștepta mi-ați la această urmărit emisiunile mele de-a lungul anilor, apropo ce a spus și dumneavoastră. Chiar și activitatea v-am urmărit-o. Vă mulțumesc foarte mult și vă rog să o apreciați pe drept întotdeauna, oriunde mă aflu. Întotdeauna eu am spus un singur lucru, Partidul Social Democrat, dacă, există un dacă, ca oriunde, are oameni care vor să aibă acea plecare față de cetățeanul de rând, va face performanță. Deoarece însăși politica Partidului Social Democrat de stânga este politica pentru oameni, este politica pentru oamenii simpli, pentru oamenii de la baza piramidei, cei care susțin vârful piramidei, și atunci e normal să încerci să-i ajuți în primul rând pe aia care sunt mai modești, mai puțin prietenoși cu soarta care le-a fost răzită, și să găsești soluții, să le îndulcești și lor viața. În județul Hunedoara, în Ardeal în principal, județul Hunedoara performează în ceea ce înseamnă politica socială. Deși, repet, cum a spus și noastră, ca și fost lucrător al casei de pensii, are paleta socioprofesională cea mai diversă și cea mai dificilă, fiind un județ monoindustrial, cum se numește respectivă, fiecare pe specificul ei zonele din județ, minerit, exploatarea aurului sau siderurgie la Hunedoara sau energie pe râul Mare Rătezat sau la Mintia, au abordat probleme diferite. Și atunci e clar că județul Hunedoara este și cel mai greu din punctul ăsta de vedere de gestionat și ca politici sociale și ca politici economice. Până în 2016, ne aducem aminte foarte bine, indiferent care au fost cei de dreapta, ca să numesc așa, pentru că eu nu vreau niciodată să dau în cineva când este jos. Am suficientă tărie să mă bat cu el când este pe piedestal și este tare și să ne batem în argumente, în lucruri serioase și ceea ce am făcut fiecare. Până în 2016, revin, județul Hunedoara, condus de administrații de dreapta, a șchiopătat, ba chiar a bătut pasul pe loc. Haide să fim asta sinceri. Asta poate și pentru că nu au existat atât de multe programe pe fonduri europene și nu numai. Ei, pentru a putea acum să venim cu argumente. Atrase. Foarte bine că le ține cineva parte. N-am nimic împotrivă. Dar au existat evolutiv. Este realitatea până la urmă. Foarte bine, nu, vreau să fiți imparțială și vă mulțumesc foarte mult. Au existat efectiv din 2007, odată cu integrarea în Uniunea Europeană, programe și scheme de sprijin care trebuiau abordate și încercat să le obții, evident, prin documentație depusă, prin programe construite de către administrațiile locale. Cele care au avut curajul să o facă.
Nu pentru cele că, care au fost interesate și au vrut. Eu așa am spus întotdeauna. Și de ce spun lucrul ăsta? Și justific politica Partidului Social Democrat în general, dar cu atât mai mult în județul Hunedoara, unde majoritatea cei care suntem în organizația asta, Partidul Social Democrat, suntem hunedoreni. Și fiind hunedoreni, nu doar că iubim aceste lucruri, că e normal că le iubim, că aici ne-am născut, dar și dorim să le dezvoltăm. Am demonstrat acest lucru prin colegii noștri, că din 2016 încoace reiau subiectul, primarii care au condus administrațiile locale PSD au fost cei mai performanți, ba chiar unii sunt în top 10 în țară prin numărul de proiecte pe care le-au făcut, ba chiar mai mult, și conducerea Consiliul Județean Hunedoara este în top 10 prin numărul proiectelor pe care le-a inițiat, prin numărul proiectelor pe care le-a finalizat și prin banii obținuți aduși în județ. Și atunci, dacă ca și observator de la alt partid și tu ai vrea să faci ceva și nu poți să faci, din diverse motive, nu reluăm încă o dată, indiferent că ești la PNL sau la alte partide, și nu poți obține acele proiecte și programe din cauza că nu reușești să stabilești o relație bună la București cu administrațiile... Contează atât de mult culoarea politică? Nu este vorba de culoare politică. Dorește să facă mai multă administrație decât politică? Contează foarte mult ca și județ, ca și conducător al unui județ, cum, repet încă o dată, concentrezi toate energiile să-ți aducă cât mai mult vot, pentru că cu cât mai multe voturi la București, tu cu atât ai o mai bună reprezentativitate. Te duci la București și spui de ce Timișoara, Cluj, Bihor, etc., județe din jurul nostru se dezvoltă atât de mult și primesc atât de multe fonduri. Uite câte voturi v-am adus noi, vă rog să ne răsplătiți pe măsură. Dai o altă greutate politicii hunedorene. Și acest lucru l-a făcut, sunt convins că nu ușor, președintele Laurențiu Nistor, domnul președinte al Consiliului Județean și președintele Partidului Social Democrat la nivel de județ Hunedoara, a știut să ne țină pe toți într-un echilibru, deși să știți că nu suntem ușor de ținut nici noi. Ca orice oameni, fiecare are trăirile lui, are așteptările lui, are caracterul lui, diferit de al celorlalți, personalitatea lui. Dânsul, prin experiența care a dobândit-o de-a lungul anilor, a știut să ne țină uniți, a știut să încerce pe fiecare să îl facă să muncească mai mult, pentru că acum dânsul e prietenos cu toată lumea, dar să știți că în politică e foarte pragmatic și în activitatea noastră. Faci performanță, rămâi în echipă, joci la firul ierbii, joci în primul 11 titular, că tot folosim termenii ăștia din fotbal. La care ne nu faci performanță, la fotbal și la pensii ne pricepem cu toți, că asta vă spuneam. Nu faci performanță, mai stai și așteaptă, mai încearcă. Dar să mai nu uităm, mai departe. Ani am vorbit despre și o alianță, PSD-PNL, atunci, vă rog inclusiv să mă lăsați în termin ideea, vă rog mult de tot. Vă rog. Și atunci, primarii care încercau să facă performanță, oare nu încearcă și ei să vină într-o echipă sudată, unită, cu cineva care dă dreptul să-ți expui toată munca, dă dreptul la judecarea unei, la o judecare corectă a muncii pe care ai depus-o, la fel cum o face președintele Laurențiu Nistor. Și atunci e normal că vor să vină și dânsii la noi, să obțină și dânsii proiecte mai multe, să meargă la București, să aibă reprezentativitate, să știi că cineva te apără la București. Proiectele astea, acum discutăm politică, fără o implicare clară a președintelui Consiliului Județean și fără o implicare clară a președintelui partidului care se află la guvernare, nu vin, că știți că bucureștenii sunt mai dificili, bucureștenii sunt mai obrăznicuți, așa, până noi facem un pas, ei fac doi, chiar m-am uitat foarte clar pe stradă. Ei, asta este, ne respectăm cu toții, suntem români, am vrut să fim într-o România unită, atunci hai să o facem mai funcțională și mai bună. Deci, este meritul președintului Laurențiu Nistor că a știut să administreze politica hunedoreană la așa nivel încât, se știu și sondajele de opinie, n-are niciun rost să le mai tot povestim, că l-a spus dumneavoastră prin foarte multe ediții ale emisiunilor. Partidul Social Democrat este câștigător clar la nivel de județ Hunedoara, detașat. Rămâne de văzut, și hunedorenii vor fi cei care vor decide. Cu siguranță, cine va, când urnele vor vorbi, politicienii întotdeauna trebuie să tacă. Și așa vom face și vom respecta votul hunedorenilor, indiferent de... Și atunci, acesta este motivul pentru care
colegi de la alte partide din administrația locală și-au dorit să facă parte din echipa noastră. Pentru că, cu bune și mai puțin bune, suntem nici noi perfecți, v-am mai spus, avem problemele noastre, încercăm să le rezolvăm în casă. Care e problema aceea? De ce este așa? Care este soluția? V-am mai spus încă o dată, când te duci la președintele Laurențiu Nistor și îi spui, acolo e o problemă și trebuie rezolvată, așa spune, găsește soluția. Ești responsabil de zonă. Adică îl îmbrică pe fiecare după forțele, nu reușești, nu te elimină, nu te vine și vede de ce nu reușești și îți întinde o mână din experiența politică și administrativă dânsului. Ei, la fel au fost și alți colegi ai noștri despre care în toate emisiunile am discutat. Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara. În doar două mandate, cineva a spus, astăzi m-am întâlnit de la un alt partid politic care este un mare om de afaceri, undeva vă spun, și ce văd, da, Bobouțanu la Hunedoara a făcut minuni. La fel cum a spus și dumneavoastră, a zis cel mai bun program, v-am spus încă o dată, nu, este o emisiune pe care aș vrea și doresc să o comunic liniștit cu dumneavoastră, fără să încerc să dau în cineva care este la pământ. N-are niciun rost. Am spus destul, în atâtea luni vor veni și campanii electorale, probabil că va trebui să-mi prezint programele și voi fi un pic mai dinamic, stilul meu, cum mă cunoașteți, dar zice, a făcut minuni omul ăla la Hunedoara. Păi dacă are interes și Dan Bobouțanu, ca și președintele Laurențiu Nistor, e foarte sobru așa în comunicare și în faci performanță, rămâi. Nu faci performanță, e problema fiecăruia, unde merge, ce face, dar îți dă de înțeles și te lasă, îți mai dă o șansă, îți mai dă două, nu vrei să faci performanță, poți să joci la altă echipă. De aceea și el se exprima, Dan Bobouțanu, către primarul Riții, că ai venit să joci într-un club select la Real Madrid. Real Madrid este unul din cele mai galonate cluburi de fotbal din Europa și la nivel mondial. Deci PSD Hunedoara este un fel de Real Madrid, să spun. Ne-am exprimat și noi, mai metaforic. Ne-a plăcut să ne exprimăm așa pe înțelesul tuturor. Bălanovidul, la oră știe. Păi, a făcut minuni și omul ăsta. Minuni în bine. Evident. Minuni pe care, până la urmă, oricare dintre primari ar fi putut oricare, să facă, orice în partid, vedere toate oportunitățile pe care le-au avut în ceea ce privește accesarea de fonduri europene. Să încerci maximul de accesare de fonduri europene, să încerci maximul, acum eu știu că poate stai și până la 10-11 noaptea, uneori în primărie sau în sediu instituției unde lucrezi. Evident, asta e toată problema. Să întocmești proiecte cât mai corecte, cât mai clare, cât mai pe lege, să nu ți le poate respinge nimeni. Să ai o bună relație cu oamenii, să controlezi totdeauna UAT-ul de care răspunzi, că e zi, că e noapte, că pleci acasă, că vii la serviciu, e bine să treci prin colțuri diferite ale regiunii respective și să vezi ce scârție, poate o floare ruptă, poate un copac căzut datorită intemperiilor naturale, poate o groapă formată, indiferent cât de bun ar fi, știu eu, calitatea lucrărilor după un timp, și prin uzură și prin tot mai apar gropi și în acel asfalt. Și atunci vezi, ai văzut groapa, tu ca și conducător, vă rog frumos, astăzi vă ocupați, o astupați și nu mai există mari probleme în OAT-ul pe care îl conduci. Florin Cazacu la Brad, Lucian Răzmeriță la Lupeni, la Petri, la primarul, la... Îi luăm pe toți, nu mai are nicio important. Comune, avem comune de top, care arată foarte bine, zic eu, nu mai este nicio diferență între noi și în Ardeal cel puțin, sau între cele din județul Hunedoara și cele din Ungaria sau cele din Cehia. Vasile Jurcă face performanță la Petrila. Sunt mulți, pot să vi dau pe toți, Daniel Buhăiescu la Uricani, primarul comunii Aninoasa, Orașul Aninoasa, da, mă chinuiam să mă concentram în minte să-mi aduc aminte și comune performante, cum este Hărău, cum este Rapoltul, cum este Toteștiu. Acum sunteți subiectiv că enumerați doar pe cei care sunt vă rog Partidul mult, Social-Democrat. Vă rog Democrat. Eu mult poate de avem tot. Și exemple din partea și celor cu respect, alți primari. Avem pe Ilie Omotă la Ilia. Care a trecut la PSD acum. Păi asta nu mai este vina mea. Este fost primar PNL-ul care pune suflet. Să vă spun, da, bun, ok, uite la Barul Mare, n-am nicio treabă.
Omul ăla face treaba acolo la Barumare, domnul chiar dacă este de la PNL. Răducanu. Da? Răducanu, da. Domnul Stoica, la pui. Să înțeleg că urmează evitat... să treacă și dumneavoastră la PSD. Nu știu nimic despre treaba asta, nu. Nu. Despre care vreți dumneavoastră vorbim. Eu vreau doar să respect pe cei care... Că mă gândeam și la orașe și la comune și încă o dată acela a fost motivul pentru care am spus despre Aninoasa greșit. Orașul Aninoasa, da? Mă gândeam doar că în Valea Jiului sunt 6 orașe, din care 5 erau ale noastre, câștigate efectiv, iar prin includerea domnului primar Riții la noi, acum le avem 6 din 6, pentru că și aveau nevoie de așa ceva și vă spun că au planurile alea pe reziliență și pe tranziție justă, pentru care e nevoie să treacă cu toții la aceeași căruță, să fie în aceeași asociație, să nu mai existe luptă de orgolii. Și eu bănuiesc acum și sunt convins de altfel, Valea Jiului va avea o altă dezvoltare, cu siguranță. Doar pentru că primarul liberal... Da, Timur, doar pentru că nu mai există... Cu toate astea, Petroșanu era cea mai mare... Municipiul Petroșanu era cea mai mare localitate din Valea Jiului. În total, în Valea Jiului locuiesc undeva 150.000 de cetățeni. Împărțiți în 6 orașe și restul comunelor. Nu doar pentru că vine cu un aport de populație, vine cu un aport de experiență la urma urmei și nu mai va avea principii politice diferite, chiar dacă poate simțea într-un fel, trebuia să, vrei nu vrei, aparții de un partid și trebuie să mergi pe linia acelui partid. Și uneori partidele care nu prea fac performanță vin și cu lucruri mai puțin adevărate și încearcă să stopeze alte dezvoltare altuia. Nu mă refer la nimeni, la cei care nu fac performanță, la cei care de obicei freacă băncile opoziției, la cei care nu încearcă, și încă o chestie, și la aceia există, cei mai buni membri în cadrul partidelor lor sunt tot membrii foști ai Partidului Social Democrat. Sunt membrii care probabil n-au avut răbdare, au vrut să aibă o ascensiune mult mai rapidă, au încercat să, în primul rând, să se gândească probabil mai mult la interesele lor decât la interesele cetățenilor și atunci au migrat la alte partide, da? Eu-i felicit că și acolo sunt, ei sunt cei mai buni membri, chiar dacă la noi nu făceau performanță. Asta e. În ultimii ani au mai apărut unele partide noi și unele dintre ele, mă refer aici la AUR, a prins așa cumva un elan destul de puternic. La nivel național. La nivel național, noi discutăm la nivel de județ Hunedoara. Chiar și la în județul Hunedoara. Au crescut, îi felicit, au o creștere. Au o anumită notorietate. Au o anumită notorietate, dar n-au experiență politică, nu au echipe formate, nu au oameni performanți. Au început deja să-și contureze echipele. Merg pe ideile extremiste a lui George Simeon și a lui Șoșoacă, fost la ei, actualmente și-a făcut SOS de la Șoșoacă partid, dar văd că și ăsta se destramă pentru că în fruntea partidului Șoșoacă era ea și soțul dânsei și uite și acolo au apărut contradicții între soț-soție. Partidul se desparte. Ce mi-a plăcut mie foarte mult în momentul în care am votat, acela a fost vârful de gamă între Șoșoacă și Simeon, s-au certat în momentul în care noi am votat bugetul consolidat al României, noi toți ceilalți stăteam practic pe margini, exact ca la o ring de box și ei își dădeau pumn, dar și-au dat pumn până s-au omețit. Vă dați seama de la cei care se îmbrățișau cel mai mult și îmbrățișau și teoretic spus, oamenii pe care îi reprezentau, au ajuns să se manifeste de felul ăla. La fel se manifestă și cu cetățenii când vor prinde puterea, în încercarea lor de a o prinde, să spunem că se presupune prin asur că într-o zi ar prinde-o. Dar din punctul meu de vedere, e greu să prinzi puterea ca și partid extremist pentru că tu mergi pe idei destabilizatoare. E foarte greu pentru că tu reprezinți anumite interese din alte zone ale Europei care nu sunt zone democratice, spun eu și mi-asum cu toată responsabilitatea ceea ce spun, și oamenii deja nu mai sunt la aceleași idei ca și în 1990 după Revoluție, deja oamenii au un alt simț politic, îl văd pe ăla, este evident, eu nu spun că respectă maxim pe fiecare dintre noi, nu, dar îl apreciază prin încercările pe care le face și prin performanțele care le obține fiecare dintre noi ca și politician. E adevărat că nu-i tot una numai să încerci, trebuie să obții și performanțe și să vii în fața oamenilor să le prezinți.
Cei din partidele extremiste, eu n-am văzut că au niciun program. Ei nu se declară un partid extremist? Păi nu se declară, stimată doamnă, dar la nivel național, prin manifestări, prin stilul ăla de ciomăgari cu comportament de dive, probabil expresiile mele vă fac să zâmbiți, dar nu așa s-au comportat. Haideți să fim sinceri. M-ați văzut pe mine că am împins pe cineva vreodată? Ați văzut colegii mei de la Partidul Social Democrat că au adresat injurii colegilor? Acum au mai fost situații în care s-au mai scăpat. Eu nu mi-aduc aminte. De ce la noi nu există scăpări? De ce după noi tot timpul, vă aduceți aminte din 2016 încoace, anumite plancarde cu PSD-ul, anumite expresii, nu le-am folosit împotriva colegilor niciodată, pentru că, zic eu, avem un alt fel de suflet și o altă mentalitate prin educație primită de la părinții noștri și de la profesorii noștri. Și atunci... Acum nici în PSD nu sunt doar oameni... Nu am spus, doar că sunt foarte puține exemple de ideea asta de a duce la extrem politica, de a te adresa cu cuvinte triviale colegilor sau cetățenilor, de a adresa injurii sau... De a sări efectiv la bătaie, ce să vă spun mai mult? Nu am făcut chestia asta. Uneori sunt unele comportamente, mai ales în Parlamentul României, care nu ar trebui să se regăsească acolo și am văzut nenumărate exemple. Cu siguranță așa este și îmi cer o scuză pentru comportamentul colegilor care nu au realizat că se află în Forul Suprem al Statului Român, care nu au realizat că fiind acolo trebuie să dea un exemplu și care nici măcar nu încearcă să se adapteze după ceilalți mai experimentați și mai cu suflet. Mie asta îmi place cel mai mult să spun. Fii, domnule, cu sufletul alături de cei care te-au ales, pentru că de-aia te-au ales, nu că ești tu frumos, deștept sau cel mai frumos, cel mai deștept. Nu. Au avut încredere, te-au cunoscut, poate o mare parte dintre dânsii, ca și om, cum te-ai comportat când nu erai mare politician și ți-au acordat încrederea. Ma, unii o confirmă, alții nu o confirmă. Aici... E chestia de soartă, cum spunea președintele Iohannis. Exact. Soarta și ghinion, nu? Și soarta, Dumnezeu îți dă, te ajută, dar mai trebuie să faci și tu. Adică îți lasă și o proporție de mișcare așa pe orbită să vadă cum te duci și cum te direcționează. Pentru că dacă tot îți dă și tu nu apreciezi niciodată, probabil că nu mai merită să-ți dea. Și iată cum această alianță între PSD și PNL a fost luată foarte în serios, chiar dacă la nivelul județului Hunedoara ea nu a funcționat foarte bine, lucru declarat chiar de către la nivelul județului... domnul Nistor și de către doamna Vetuța Stănescu, la un moment dat președinte a PNL Hunedoara, dar iată cum PSD înghite așa, figurativ, bineînțeles, oamenii Partidului Repet Național. Repet încă o dată, la nivelul județului Hunedoara... Alianța, forma de coaliție stabilită de la centru, nu a funcționat foarte bine pentru că nu au dorit oamenii din Partidul Național Liberal, cei care conduc Partidul Național Liberal, să funcționeze foarte bine. De nu și-au dorit lucrul ăsta. Păi hai să ne uităm exact prin tot ceea ce s-a negociat, prin felul cum Partidul Social Democrat s-a ținut de cuvânt față de Partidul Național Liberal, cum Partidul Național Liberal, la nivel de județul Hunedoara, să fie foarte clar. Nu s-a ținut de cuvânt cu ceea ce a discutat în negocieri directe, politice și administrative cu partea social-democrată, cum și-au dorit întotdeauna mai mult, cum au vrut să ardă niște trepte în evoluție, cum au încercat să împartă ceva ce nu dânsii au creat, să împartă politic, mă refer aici. Nu poți să mergi tu cu 15% și să ai... egalitate, știu eu, de jucători în teren 50-50 când ceilalți fac performanță 60% mai mult decât tine. Nu ai cum. Și atunci era normal. Repet, probabil că vreți să mă provocați să spun, dar cine a condus? Știm foarte clar cine conduce Partidul Național Liberal, cine îi dă direcția. Nu este o direcție performantă. Am discutat și eu personal cu cei doi din fruntea Partidului Național Liberal, că doamna Vetuța Stănescu este colegă în Parlamentul României. De fiecare dată, chiar și la legi, când am avut legi cam pe același calapod, aici mă refer în principal
că și dânsa a fost cosemnatară la ceea ce am inițiat noi, colegii Partidului Social Democrat, referitor la pensiunea în județul Hunedoara, și noi am fost cosemnatare ai unei lege a dânsei, dar care nu avea suficientă vigoare ca să treacă, pentru că lipseau anumite elemente, și am spus, vezi că dânsa ne-a spus, am inițiat noi din spate, o semnăm și noi pe a ta și tu pe a noastră, dar, doamna deputat, e bine să mergem cu o singură lege care e complexă și cuprinde toate. Acceptat. Nu că eu mă duc cu a mea înainte. Ok, dânsa e apicat, a noastră a trecut, se regăsesc toate treburile astea care erau pe proiectul de lege respectiv în noua lege a pensiilor. Deci nu există o colaborare bună nici măcar între parlamentarii hunedoreni. Nu știu, să fie... Eu am încercat și colegii mei au încercat, credeți-mă. Probabil că e o luptă de orgolii, probabil că e o experiență politică mult mai puțin acumulată. Vreau să vă spun ceva. Eu, la vremea respectivă, când eram director la Casei de Pensii, doamna deputat Vetuța Sănescu era vicepreședintea Consiliului Județean pentru o scurtă perioadă de timp. Eu cred că mă înțelegeam cu dânsa mai bine atunci decât acum, care suntem... Și apreciez. Nu știu ce s-a fi întâmplat, că nu pot eu să apreciez. Chiar nu sunt în stare să judec pe nimeni. Fiecare, Dumnezeu ne judecă pe fiecare în parte și chiar și cu alți colegi, și cu prefectul am fost la vremea respectivă, dânsul era undeva director la Direcția de Agricultură. Candidatul anunțat, oficial, al Partidului Național Liberal pentru șefia Consiliului Județean Hunedoara. Da, este democratic să avem cât mai mulți concurenții în toate posturile și cetățenii vor decide pe cine vor dori și pe cine nu vor dori. E normal să fie așa. Și Aurul va avea candidați și am înțeles, da, și-au anunțat și... Domnul Marius Mane... USR-ul va avea, am înțeles, da, îmi cer scuze, nu-i cunosc pe reprezentanții de la... Nu, cu tot respectul față de dânsii, necunoscând un om, nu pot să mă pronunț asupra poziției pe care o ocupă politice, nu necunosc expertiza dânșilor profesională și morală, deci nu mă pot pronunța, nu... N-am cum. Nu vreau să fiu luat pe nedrept într-o astfel de balanță în care tu afirmi despre un om ceva, dar dacă nu-l cunosc, nu-l cunosc. Asta este. Probabil îl știați că... dinainte dumneavoastră? Îi știați pe cei care fiind mai candidat? Consilier local? Nu, înainte totuși... de a fi consilier local. Pe unii dintre ei, da? Pe alții nu. Din nou, foarte amabilă, cu același stil jurnalistic de performanță, vă felicit. Da, așa este. Eu nu știam, eu recunosc. Și nu știu, nu-i cunosc. De la București? Mai veniți mai des pe acasă? Păi eu vin foarte des acasă, știți foarte bine. Eu doar 3 zile mi le petrec în București, una pe drum, jumate de zi dus, jumate întors și restul de 3 zile întotdeauna sunt acasă. Că probabil că am mulți fost. Dintre hunedorenii care ne urmăresc acum sunt curios să știe dacă veți candida pentru o anumită funcție în acest an. Avem multe rânduri de alegeri, cum spuneam și la în debutul acestei emisiuni. Vă doriți în continuare este poate un post de prematur să ne care... gândim la alegerile generale. Eu sunt pe o anumită funcție politică demnitar ales de către cetățenii județului Hunedoara. Dacă, nu spun că nu mă gândesc, mai fiecare nu vrea să-și, de multe ori, dacă ai fost cu sufletul și meriți, să spunem așa, și totdeauna cei care hotărăsc dacă meriți sau sunt cei care te aleg, posibil că dacă, repet încă o dată, colegii mei și cu vrearea bunului Dumnezeu, să mai candidez pentru al treilea mandat, dacă mă recomandă în Consiliul Politic al Biroului Politic al Organizației Partidului Social Democrat a județului Hunedoara, dacă președintele Laurențiu Nistor îmi acordă din nou încrederea, dacă o merit, vor fi multe lucruri de pus în balanță. Vă puteți uita pe site-ul Camerei Deputaților, la fiecare dintre deputați, dintre cei 6 deputați plus al 7-lea de la minorități, domnul Firțac, la asta mă refer, și cei 3 senatori, fiecare ce activitate am avut, veți putea urmări luările de cuvânt, veți putea urmări absenteismul, veți putea urmări proiectele de lege inițiate, veți putea urmări proiectele de lege votate și duse până la capăt și intrate în vigoare, veți putea urmări activitatea noastră în comisiile de specialitate,
veți putea urmări activitatea noastră politică prin declarațiile politice, prin interpelările și întrebările adresate ministerelor, prin problemele reale puse cetățenilor. Deci veți avea acolo statistică întreagă pe care poate dacă unii sau alții nu ne-ați urmărit și nu ne știți prea bine activitatea, accesați site-ul Camerei Deputaților, accesați numele deputatului pentru care dumneavoastră doriți informații și acolo tot ce v-am spus eu vă puteți lua toată activitatea și veți vedea, nu este corect și nici nu sunt caracter să spun eu ce am făcut sau colegii sau să spun despre colegii mei, indiferent de la ce partid politic fac parte, dar acolo puteți să evaluați dumneavoastră să vedeți fiecare de câte ori a luat cuvântul, că nu fac referire directă la nimeni, dar mai sunt unii care au luat cuvântul doar când au depus jurământul și de 4 ani n-au mai spus nimic. Mai sunt unii care nu i-a interesat să facă interpelări, nu i-a interesat problemele de județelor și atunci probabil că activitatea lor politică se va opri curând. Dar, repet încă o dată, pentru cei interesați, vă rog să ne evaluați exact după activitatea noastră și acolo veți vedea diferențele în care unii sau alții au performat sau nu au performat. În ultimele 10 minute din această emisiune vreau să discutăm puțin și despre noua lege a salarizării, despre legea pensiilor, subiecte extrem de dezbătute și sensibile pentru mulți dintre hunedoreni. Cele mai sensibile la nivelul de județene, doar vă spun eu, pentru că ne gândim puțin la buzunarul fiecăruia dintre cetățeni. Media pensiei hunedoreni este pe primul loc în acest moment în țară, peste București și peste Ilfov. Încă suntem a 4-a sau a 5-a lună, că noi tot aici ne batem bară la bară cu Bucureștiul și cu Ilfovul, care are media cea mai mare. Ba mai mult, am primit și reproșuri de la colegii deputați. Păi, aici vreau să ajung. Ba am primit și reproșuri de la colegii deputați din țară, că ce tot tragem atât, că și așa media pensiilor noastre este mai mare. Păi, frații mei, e normal să fie așa, în condițiile în care oamenii ăștia au lucrat prin frig, prin condiții deosebit de grele, uneori în inima pământului, în condiții extreme de temperatură, frig, căldură, în gălăgie imensă, în pericol de a muri efectiv în fiecare zi, acolo sub utilajele care lucrau, indiferent că erau în siderurgie sau erau minerit în fundul pământului sau construiau barajele hidroenergetice sau termocentrale de la Mintia. Păi atunci nu veniți voi să-mi spuneți, păi da, mai spuneau și alte argumente, casele la noi sunt cu table, la voi cu țiglă. Fratele meu, fiecare cât e de gospodar, la fel cum am spus și cu primarii și cu președinții Consiliului Județene, la un om când treci prin fața casei lui și te uiți în curte, chiar modestă, vă spun, are importanță că e casa modestă sau gardul modest, dar dacă vezi toate lucrurile aranjate, dacă vezi curățenie și treburile puse la punct, vei spune acel om este gospodar și îl vei aprecia. Ei, la fel este și aici. Mă, dacă omul a muncit, cer scuze. Nu pot să nu lupt pentru drepturile lui, mai ales că eu plec de la casa de pensii și, pe drept vorbind, pe mine așa m-a cunoscut lumea. Ca și lucrător al casei de pensii și așa m-au apreciat și Dumnezeu a dat șansa asta să merg mai departe. Ce să încerc să fac mai multe. Ce noutăți ne aduceți cu privire la cele două? Se pare că până undeva lunile iulie, august, și vă spun pe discuții directe cu conducerea Casei Naționale de Pensii Publice și cu Ministrul Muncii și Justiției Sociale, doamna Simona Bucură Oprescu, care îi mulțumesc încă o dată pentru interesul manifestat pentru hunedoreni și o apreciez și va avea parte colega noastră de toată susținerea acolo unde va merge și unde va dori să mai candideze. Până în august, cel târziu, vor primi deciziile pentru pensiile pe care le vor încasa în decembrie. Pensiile foarte mici vor crește cu 80-90%, am văzut niște simulări pe noile programe. Programele, există un contract subsecvent deja, au fost programele informatice, au fost deja achiziționate, rămâne, există normele de aplicabilitate, doar că nu sunt, au fost în dezbatere publică și nu sunt date încă spre informare publicului larg cum au fost elaborate, pentru că mai se fac mici finisări ca să încerci să duci acea dreptate pe care ne-am lăudat că o facem până la capăt cu eliminarea tuturor inechităților. Adică dacă ai lucrat în condiții similare de muncă, perioadă similară, să ai
similară și pensia. Mă, că o fi cu un leu doi mai mare la unul și la altul, că nici la frați gemeni am văzut de multe ori, am urmărit chestia asta, care au lucrat în același loc, aceeași perioadă de timp. Unul a lucrat ore de noapte mai multe decât altul și atunci are o pensie diferită cu un leu sau doi. Mă rog, ce vreau să vă spun, se vor lua toate sporurile care nu au fost cu caracter permanent, al 13-a salariu, premierile, sărbătorile legale, acordul global, se vor face niște dreptăți clare, grupa întâi asimilată cu grupa specială, grupa a doua cu grupa deosebită. În principal, sunt vizate la creșteri substanțiale pensiile foarte mici, pentru că, repet încă o dată... Foarte mici, asta înseamnă... Până... Foarte mici și mici, până undeva în 3.000 de lei. Cel puțin... Vă dau un exemplu, iarăși ce am văzut pe o simulare. Dacă cineva are acum o pensie de 1200 de lei și a lucrat 35 de ani în stagiu complet de cotizare, pensia dânsului se va mări cu 90%. Va avea o pensie de 1900 de lei, 2000 de lei. Deci cam așa stau lucrurile. Cei cu pensii foarte mari, de ordinul zecilor de milioane, vor avea creșteri mult mai mici sau unii deloc, care depășesc 100 de milioane vechi, mă refer. Deci ce va fi peste 10.000 de lei, acolo 10.000 de lei. E greu să aplici pentru că acolo au fost luate în considerare foarte multe facilități pe vremea respectivă, pe legislația respectivă și atunci este foarte greu. Dar, repet, toată lumea va avea parte de o justiție socială, exact așa cum se numește ministerul nostru. Până la urmă s-au dus lupte destul de mari în ultimii ani pentru a se putea ajunge cât de cât în s-au dus lupte, acest punct. Repet încă o dată, grupul deputaților Partidului Social Democrat am fost totdeauna luați peste picior, că de ce tragem atât, că de ce ne interesează atât, pentru că asta am promis, stimată doamnă, pentru asta m-au trimis oamenii, să existe o dreptate socială. Este simplu și la obiect. Altceva nu mai am de adăugat. Le-am spus chiar cu orice risc. De asta am fost trimis aici. Eu îmi depun și colegii mei amendamentele. Pentru că, indiferent dacă eu inițiez o lege, să știți că nu semnez, sau colegul meu Viorel Sălan, sau doamna ministru Natalia Întoteros, sau domnul senator Cristi Răzmăriță, colegii mei, Cristi, Natalia, le spun domn, pentru că așa mi se pare normal în formularea oficială, inițiem o lege, noi totdeauna semnăm toți. Deci nu este nici legea Toma, nici legea Sălan. Și nici o lege care să fie aplicată doar pentru județul Hunedoara. Nu, niciodată. Nu ai cum doar pentru județul Hunedoara, pentru că paleta socioprofesională se întinde pentru siderurgiști și în Galați, și în Cluj, și în Călărași, și în Dâmbovița, pentru minerit, și în Baia Mare, pentru siderurgie, cum v-am spus, pentru energie, și în Gorj, Dolj, etc. E normal să fie așa. Nu, asta nu are importanță. Dacă poți ajuta oameni, cu atât mai bine. Dumnezeu să ne ajute să ajutăm și să încercăm să fim aproape de cât mai mulți oameni. Pentru că nu îi ajutăm noi. Doar, știți cum se spune, Dumnezeu lucrează prin oameni. Și atunci, câteodată mai bagă și din ăștia mai simpli ca noi care venim din popor, și suntem mai tari în clanță. Care sunt problemele până la urmă și le cunoașteți foarte bine. Și nu ne lăsăm și nu renunțăm să rezolvați anumite probleme, trebuie să le cunoașteți. La ideea de a vorbi tot timpul și de a expune motivele hunedorilor. Trebuie să le cunoști, sigur că beneficia toți acești oameni de aceste majorări? Începând cu 1 septembrie 2023. Deci de atunci va intra în Da. Vor primi noile drepturi sociale pe pensii. În ceea ce privește salariile? În ceea ce privește salarizarea, se lucrează la noua lege a salarizării, care este și jalon în Planul Național de Reziliență și care trebuie prezentată Uniunii Europene pentru cererea patra de plată, pentru că acest Plan Național de Reziliență negociat cu Uniunea Europeană se face etapizat. Deci nu primești toți banii, cer toți banii odată și primești toți banii odată. Pe cererea 1, 2, 3, 4, în vreo 8 etape. Da. Acum am ajuns la să întocmim cererea numărul 4, suntem la cererea numărul 3 ca să primim banii și pentru cererea numărul 4
unul din jaloane este, și cel mai important în clipa asta, legea salarizării. Pe noua legea salarizării, președintele României va trebui să aibă salariul cel mai mare, pe grilă îl are și acum cel mai mare, dar există atâtea neconcordanțe adăugate de-a lungul vremii, încât sunt președinți de unități economice, de entități de stat, care au și de două, trei ori încasează și mai mult decât salariul președintelui. În orice țară civilizată și democrată, raportul între salariul președintelui și cel mai mic salariu este de 1 la 12. La fel va fi și acum același raport, dar vor fi pe mecanisme și criterii mult mai clare, pentru că e normal așa să fie președinte, prim-ministru și de acolo să se plece cu alte funcții de demnitate sau alese, deci aici sau încă de execuție. Deci suntem la final, de aceea vă... Da, în noiembrie probabil că va intra, estimez eu, la vot în Parlamentul României. Deci este posibil din 2025 să avem un... Din 2025 cu siguranță vom avea o nouă aplicat. Lege a salarizării, o lege în care, știți și dumneavoastră, de exemplu, salariul minim va crește la 1 iulie 2023 va fi 3700 de lei și la 1 ianuarie 2024 va fi 4000 de lei. Vom respecta acel salariu minim european care se recomandă să fie jumătate din salariu mediu brut pentru țara respectivă. Ajungem și noi ușor, ușor pe criteriile europene. Este doar hotărârea luată pentru anul care urmează. Dacă Dumnezeu ne ajută și economia României e pe un trend ascendent și crește și veniturile mai multe se vor regăsi în buzunarele românilor. Vom face în așa fel încât să fie echitate. Cu siguranță, asta este trendul politicii Partidului Social Democrat, să producem în România, să cumpărăm din România, să trăim românește, să ajutăm România, produsele românești să fie competitive. Chiar astăzi în ședință de guvern, premierul Marcel Ciolacu a spus că vrea să dezvolte mecanismul pentru plafonarea prețurilor și la energie, și la gaze, și la produsele alimentare de bază, pentru că au funcționat. Unele au scăzut chiar în cazul făinii, mălaiului, uleiului, da, peste 25%. Da. Nu mai avem timp, domnule Toma, știu că... Dacă nu mai avem timp, aștept o altă invitație de a dumneavoastră și vom discuta în continuare și cu cele datele rămase neprezentate și cu ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Sunt convins, vă mai așteptăm aici la noi să veniți în fața hunedorenilor. Totdeauna timpul nostru se termină foarte repede. Nimic, să știți că niciodată stabilim un punctaj foarte micuț de 3-4 idei, dar eu și cu stimata doamnă Petrona Tămaș nu reușim să respectăm, pentru că intrăm în... amănunt cu toate problemele oamenilor și atunci la punctajul nostru nu prea ajungem, dar e bine și așa. Avem timp suficient, domnule Toma, mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și eu foarte mult și Dumnezeu să ne ajute la toți. Doamne ajută, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!